Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Republica fantastică și foarte revoltătoare. Astăzi, în județul Vaslui, la o școală dintr-un sat, Protopopești, un învățător și-a bătut cu bățul un elev de clasa a doua până la învinețit. Copilul acesta, 7 ani, n-a putut spune tabla mulțirii pe sărite în clasa a doua. Deci, așa că învățătorul l-a luat la bătaie în clasă, în fața colegilor, l-a bătut la palmă. Câte numere n-a știut, atâtea lovituri a dat, nu s-a încurcat. Fotografiile după tortură arată palmele umflate și copilul în lacrimi. Părinții copilului sunt plecați la muncă în străinătate, bunicii au grijă de el. Citez, iată ce declară bunica băiatului pentru publicația Vremea Nouă. Copilul e în grija mea, eu, răspunde el. Normal că i-am făcut poze și i-am trimis mamei lui să-l vadă. Ea lucrează în Franța și nu i-a venit să creadă. A zis că ea muncește prin străinătate ca să-și poată da copilul la școală și profesorii îl bat. Copilului e teamă acum să mai meargă la școală. Evident, aparent nu e singurul caz. Mai mulți copii, ba chiar și unii adulți care au mai rămas prin sat, care au trecut prin mâinile acestui zbir, susțin că au fost bătuți sever la vremea respectivă. Sunt cercetări, inspectoratul școlar cercetează, a intervenit și poliția, presupun că o să deschidă un dosar penal împotriva învățătorului și, sincer, sper să înfunde pușcăria. Dar în această istorie deplorabilă, care descrie primitivismul care încă mai domnește neclintit, osificat așa prin unele locuri din țara asta, a apărut o completare de-a dreptul sinistră și halucinantă. Un primar din acest județ, un înfocat traseist politic, a simțit nevoia să sară din păpușoi cu o declarație de lumea a treia și secol 19. Iată ce spune primarul din comuna Șuletea, Ciprian Tama. Șuletea e o altă comună din Vaslui. Citez, nu-l cunosc pe acest cadru didactic, dar dacă l-aș vedea, i-aș strânge mâna, zice primarul. Acest personaj sinistru și anacronic a mai declarat pentru publicația BZI, citez, mie, spune primarul Ciprian Tamaș, mi se pare normal. Personal, eu am fost la școală la băiețelul meu, e în clasa 6, la ședința cu părinții și am spus că sunt total de acord atunci când iese din cadrul normal al activităților școlare să fie pedepsit cum am fost și eu, la palmă, la fund, să-l tragă de perciuni. Deci primarul s-a dus la școală și a cerut ca inclusiv copilul lui să fie bătut. Bătut, dene, și bravo, așa trebuie făcut, a zis. Dar eu zic, ce-ar fi să fie bătut și domnul primar când face vreo greșeală administrativă? Nu, serios, adică de ce să batem numai copiii în țara asta? De ce că nu se pot apăra? De ce să-i batem numai pe aia mai slab ca noi, domnul primar? De ce să batem numai femeile, nevestele și copiii? De ce să nu batem și primarii care nu eliberează, să zicem, o autorizație solicitată în termen legal, în termenul legal de 30 de zile, care nu dau un răspuns? De ce să nu batem public, în piața publică, primarul, în momentul în care pierde, să zicem, dă o decizie care e contestată cu succes în contencios administrativ? În momentul în care emite un act greșit? Că e meseria lui. Spre deosebire de copilul de 7 ani care este bătut, învinețit, torturat în fața clasei, copilul ăla nu e meseria lui. Poate că are unele greutăți să învețe tabla mulțirii. Habar n-am, poate că matematica nu e punctul lui forte, poate că nu-și dorește să învețe matematică, să va învăța matematică, poate că n-are încotro. Dar primarul, el își dorește să fie primar. Trece prin 4-5 partide, cum este cazul acestui personaj deplorabil, care a trecut, mai întâi a fost la Partidul Conservator, apoi la PDL, apoi la PNL, după care a trecut la ALDE și acum este la PSD. Foarte mult își dorește să fie primar. Are o pasiune și o vocație. Păi atunci acest domn primar, când dă o decizie greșită, înseamnă că trebuie pedepsit mai abitir, nu? Să nu fie bătut cu bățul sau cu rigla, să-l batem cu bâta, care are 100 de chile, nu 20 de chile ca un copil de clasa a doua sau 30 sau cât are un copil de clasa a doua. Adică de ce nu-și asumă ăștia, care sunt ei, viteji cu ăia mai mici și mai slabi? Ăștia de ce nu-și asumă să fie dați cu capul de pereți, bătuți, biciuiți, cu bâta la fund, trași de păr, de perciuni, să li se rupă urechile, să li se scoată ochii, să li se spargă capetele când fac greșeli? Bă, dar nu le e un pic rușine? Da. Și chiar așa, PSD și domnul Ciolacu și colegii săi intelectuali, ei ce părere au?
Am auzit că sunt în căutarea unui intelectual pentru Cotroceni, domnul Ciolacu. Acum caută intelectual. Dar au ceva de spus despre creatura asta care cere să fie bătuți copiii în școli, că așa a fost învățat poporul român? Face parte din partidul dumneavoastră, domnule Ciolacu. Deocamdată, că poate traseist politic fiind, se va muta la alt partid. Chiar sunt curios să știu ce spune domnul Ciolacu de colegul său de partid, primar traseist în comuna Șuleta de nu știu câte mandate, care cere să fie bătuți copiii la școală, că așa a fost învățat poporul român. Păi să-i aplicăm și lui aceleași metode, să vedem. Mai e de acord că așa a fost învățat poporul român? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.